Toți cei 5 oameni uciși de orgia de duminică au fost înmormântați astăzi. Cei 3 membri ai familiei din Buziaș, peste care a căzut un copac din parc, au fost înhumați în Timișoara, Cluj și Coșteiu. Studentul strivit de poarta de la intrarea dinspre Lugoș a fost și el dus pe ultimul drum, iar mama, care își plimba fetița la zoo, a fost înmormântată la Timișoara. Poveștile lor au impresionat sute de oameni care au mers să-și ia rămas bun, chiar dacă nu i-au cunoscut niciodată. Ramona Mănescu era căsătorită și avea 36 de ani și o fetiță. Duminică după amiază, împreună cu soțul, a dus-o la zoo ca să vadă animăluțele. În momentul în care a început să bată vântul, au luat-o la fugă spre ieșirea din parc. Un copac s-a rupt exact în fața lor. Fetița și bărbatul au scăpat, dar ea a murit strivită. Ramona Mănescu, o angajată model al firmei noastre, la noi în firmă din 2009, o expertă în fonduri europene, cu clienți mulțumiți sau foarte mulțumiți. O mare pierdere. Ea a fost foarte implicată. Am cunoscut-o ca pe o persoană extrem de inteligentă, corectă, devotată firmei, colegilor, o persoană după care astăzi plâng, în afară de familie, despre care e redundanță vorbim, plâng prietenii, colegii de echipă. Îmi pare rău că era tânără și a rămas o fetiță. Vlad Baici, un tânăr de 24 de ani, student în anul 6 la medicină dentară, este o altă victimă a furtunii de la Timișoara. Potopul l-a prins în mașină la intrarea în oraș, dinspre Lugoș, unde era un panou de beton. Oprise la câțiva metri, speriat de vijelie, dar uriașa construcție s-a prăbușit peste el. Pompierii de la descarcerare s-au chinuit aproape o oră să-l scoată dintre fiare. Mi se pare anormal cine l-a proiectat. Cum poți să pui atâta fier de mare fără ancor? Poarta de beton, care a fost dărâmată de vânt, a fost modernizată de primărie în vara anului 2015 cu aproape 56.000 de euro. Se pare că proiectanții nu au ancorat-o suficient de bine. Eu am impresia că s-a stricat ceva bun, făcut odată, de mult, și s-a făcut ceva care ați văzut și cu 56.000 de euro. E revoltător? E zicător la ce? Necăjită sunt pentru el. Oricum n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. N-ar fi trebuit. Eu am fost colaborator cu el și un om de excepție, un om... Nu știu, n-am cuvint. Pe lângă cei 5 oameni care au murit în Timiș, alți 3 au pierit în bătaia vântului duminică în toată țara. Au murit din cauza că autoritățile nu au fost în stare să avertizeze populația că vine potopul. Surprinși pe șosele, pe străzi sau prin parcuri, unii dintre ei nu au mai avut unde să se adăpostească. Și totul s-a petrecut atât de repede încât n-au mai avut nicio șansă. Cine va plăti pentru moartea lor încă nu se știe, dar chiar dacă s-ar fi știut, nimeni nu-i va mai putea aduce vreodată înapoi. Conform legii, au fost deschise dosare penale pentru ucidere din culpă.